Totul s-a petrecut ieri, după amiază, la școala numărul 7 din cartierul Gară. Deranjat de doi dintre elevii săi, frate și soră, profesorul Mircea Inchevici i-ar fi aplicat băiatului o corecție ușoară, după care l-a dat afară din clasă. Alertată de vecini, familia Vasilescu a dat fugă la școală. A trecut de elevul de serviciu, căutându-l pe profesor. Fratele mai mare, în vârstă de 23 de ani, spune că profesorul nici n-a vrut să stea de vorbă cu el, fapt care l-a enervat foarte tare și atunci l-a lovit peste față. Corecția a continuat afară, în curtea școlii. Totul a fost înregistrat pe camera de supraveghere aflată pe culoarul școlii. Au venit copiii plângând acasă, fugărind până la taxiul de profesorul ăsta de muzică. Și eu când mi-am văzut copiii așa plânși și taximetristul bate în geam, măi, doamnă, veniți la școală că v-a fugărit copiii până la taxiu. Veniți la școală să vedeți de ce i-a bătut, ce s-a întâmplat. Și eu când am venit a spus că el a enervat. Și pentru că l-a enervat pe copilul, pe profesorul ăsta, că l-a enervat copiii așa, trebuia să procedeze, să-mi fugărească copiii și să-mi bată. Am intrat aici la oră, am întrebat profesorul de ce mi-a bătut frații, el s-a întors cu spatele la noi. Pur și simplu ne trata... Nu vreau să stea de vorbă cu noi. Pur și simplu i-a dat o palmă. I-a dat. Atât. Și a fugit pe o stradă de aici și i-a spus, de ce fugi? Ești beat. Vino înapoi. Și l-am chemat și să vină poliția. Să vină. Da. N-a vrut să ia nici probe de sânge, pentru că este beat. Am primit 500 de lei în amendă și eu și mama. Nu se poate să... Am primit 500 de lei în amendă pentru că am intrat în școală fără acordul nimănui. Elevul dat afară susține că ar fi fost lovit cu piciorul de către profesorul de educație muzicală. Eram în timpul orei de muzică și domnul profesor ne-a zis să deschidem cărțile, să citim, să învățăm. După aia, un coleg ne-a arătat o prostie pe un canet și noi am început să râdem. După, profesorul de muzică a venit la fratele meu și i-a dat cu piciorul în fund, cu palma și cu pumnii și l-a dat afară din clasă. Eu mi-am luat ghiozdanul și cărțile și am ieșit din clasă și el mi-a zis că n-am voie să nu ies nicăieri. Și eu am plecat și domnul de muzică a început să fugă după noi. Pe mine profesorul m-a tras din bancă și mi-a dat cu pumnul și cu palma. Apoi a zis ieși afară din clasă și mi-a dat cu piciorul bun. Apoi a lăsat ușa deschisă și am zis, dar de ce dai în mine? Și el a zis așa și i-am zis prostule, atâta, și a alergat după mine până jos și mi-a zis că dacă intru în școală, mă bate până mă omoară. Alarmați, cei care asistau neputicioși de pe margine au chemat ambulanța. În jurul orei 17 am fost solicitați ieri să intervenim prin apelul unic 112 la școala 7 pe raza municipiului Focșani pentru o agresiune. Ajunși la fața locului, am găsit un bărbat de 65 de ani care prezenta un traumatism craniofacial prin agresiune și o plagă la nivelul arcadei. A fost preluat și transportat la unitatea de primire urgențe pentru investigații și tratament de specialitate. Conducerea ISJ Vrancea condamnă astfel de comportamente și este decisă să ia măsuri. Comisia de disciplină de la școală, împreună cu consiliul de domnul director Stracciuc și comisia respectivă și chiar și consiliul profesoral, vor face ancheta și în urma concluziilor se va lua măsurile necesare. Ce riscă profesorul? Probabil că este la prima abatere, cu toate că domnul profesor este o persoană așa echilibrată, nu a avut asemenea manifestări până acum. Probabil că eu fi ajuns, să zic așa, cuțitul la oșul dumnealui, datorită comportamentului elevului, că elevii, după ei, cred că au numai drepturi, n-au și obligații. Totuși, vă spuneam că profesorul, o persoană echilibrată, n-a avut asemenea probleme până acum.
Să vedem ce va zice rezultatul anchetei. Nu ne putem pronunța înainte privind sancțiunea care va fi dată. Chiar dacă școala numărul 7 din Focșani nu și-a putut permite să plătească un pasnic așa cum era normal să se întâmple, directorul face vinovat de tot ce s-a întâmplat pe profesorul agresat, spunând că nu a fost în stare să gestioneze conflictul. Mai mult, directorul școlii este decis să propună inspectoratului școlar județean sancționarea lui. Având în vedere că la această unitate de învățământ, Mircea Iancheviç este doar suplinitor. Comisia trebuie să ia declarații tuturor celor care au fost martori sau au fost implicați direct în incident, pe baza propunerilor pe care comisia le va face privind măsurile care trebuie luate, noi vom face un raport pe care îl vom înainta și inspectoratului școlar. La nivel de unitate, comisia le închetă, deci va propune sancțiunile care trebuie acordate. Sancțiuni care nu știu în ce vor consta, dar vor fi de ajuns de drastice împotriva celor care se fac vinovați. În acest moment se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe. Din păcate, un astfel de comportament nu este singular în Vrancea. Nu este normal însă ca profesorii să aplice corecții dureroase elevilor, dar în același timp nu este normal ca rudele copiilor să-și facă dreptate cu pumnul, punând în pericol viața semenilor.